Dragi oaspeți, eu vreau în primul rând să vă salut în sediul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale. Mă bucur că ați găsit astăzi timp și sunteți alături de noi, deoarece avem un subiect destul de important. Dar în primul rând, îmi permiteți, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să prezint faptul că avem alături de noi pe domnul Eduard Vecfert, șef adjunct al Oficiului Teritorial Cancelarii de Stat Chișinău, și domnul vicepretor pe probleme sociale, pretura sectorului Buiucani, domnul Victor Poianu. În același timp, avem o colaborare eficientă și cu direcția asistent socială din sectorul Buiucani și de aceea, doamna Veletador, mulțumim pentru faptul că sunteți alături. Și nu în ultimul rând, reprezentantul Casei Naționale, doamna Viorica Stănila, care mă bucur că sunteți alături de noi și ne susțineți, doamna Viorica. Și vreau să sper și cred și să-ți convins că o să avem o ședință de lucru foarte utilă pentru noi toți. Mai ales că sunt și bombonei în sală, care ne bucură sufletele și umplă casele noastre cu bucurie. Deci, după cum cunoaștem, la nivel de Republică, în perioada de la 19 ianuarie până la 28 februarie, Casa Națională de Asigurări Sociale, în parteneriat cu Organizația Națiunilor Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, desfășoară campania Fi părinte informat, cunoașteți drepturile. Ăsta e scopul nostru principal și mai ales a Casei Naționale, a Caselor Teritoriale. Pe lângă faptul, știți, dumneavoastră sunteți nevizitați zi de zi cu toate întrebările și de aceea ne-am propus cumva ca informația să fie în primul rând transmisă în primă sursă și în același timp diseminată de către dumneavoastră, la colegii dumneavoastră de serviciu și respectiv, bineînțeles, și colegii prietenii de familie. Deci, scopul campaniei de informare asta este ca să informăm populația Republicii Moldova, încă o dată mă repet, populația Republicii Moldova și în special tinerile familii despre condițiile de stabilire, plată a indemnizațiilor adresate familiilor copii și toate prestațiile sociale care sunt îndreptate iarăși către familiile tinere. Ce facem, doamna Adriana? Este? Ca informații generale, deci beneficiile sunt îndreptate, adică către actorii. În primul rând, se merge pe ideea informația este îndreptată pentru persoane, ca pentru individ aparte, adică ca persoană, în primul rând, mamă și tată, și într-a doilea rând, pentru familia, care este temelia de bază a societății noastre. Deci, pentru persoane, mamele și tații au libertatea de a alege faptul venind, statul venind în ajutorul tinerilor familii, adică familiile tineri pot să-și decidă asupra faptului că vor să aducă pe lume un copilaș, un prim copilaș în familie, în același timp să... Noi avem multe familii când, știți cum, este au un copilaș în familie, a doilea copilaș, se gândesc la a treilea să-l aducă. Iată, statul în momentul ăsta vine în suportul tinerilor familii ca să crească numărul de copii. Deci, familia, relația, iată, dintre parteneri este ca să consolideze relația între parteneri, veniturile familiei să crească, femeile, bineînțeles, să aibă posibilitatea ca să se încadreze la serviciu. Până acum era un stereotip în societate că mămica stă acasă și îngrijește copilul, dar tăticul trebuie să caut să lucreze în 2-3 locuri de muncă ca să aibă salariu cât mai mare să poată întreține familia. Deci, pentru evitarea, iată, stereotipurilor care sunt în societatea noastră, în familiile noastre, în țara noastră, statul a venit cu unele modificări ajustate legislația în vigoare și, bineînțeles, s-au creat niște condiții mai oportune pentru dezvoltarea societății noastre. Iarăși, ca actori, sunt incluși și angajatorii noștri. De multe ori, știți cum, în instituțiile de stat,
persoanele angajate își mai cunosc drepturile și drepturile sunt respectate ale angajaților. Dar cu regret, de multe ori în sectorul privat, știți cum la patron, când se lucrează, patronul el este cointeresat ca să-i meargă lucru. Și de aceea, iată, statul undeva vine și în întâmpinarea părinților, viitori părinți de copilași, dar în același timp și în întâmpinarea agenților economice, a patronilor de întreprinderi, deoarece indemnizația paternală bunoară, ea este achitată din sursele bugetului asigurărilor sociale de stat, adică nu este sub nicio formă poartă careva cheltuieli angajatorul. Nu mai trebuie să fie deschiderea ca acest patron de întreprindere să ofere posibilitatea ca să respecte legislația în vigoare și, bineînțeles, să-i acorde concediu paternal pentru îngrijirea copilului. Ca noutate, noi ulterior mergem pe fiecare pas separat, dar ca noutate este faptul că, iată, concediu paternal, în general, este o noutate. În legislația Republicii Moldova, deja de 2 ani se stabilește concediu paternal îndreptat pentru tătici, dar dacă până la etapa actuală tăticul era obligat ca concediu paternal să-și îl utilizeze în primele 56 de zile din data nașterii copilașului, acum deja tăticul poate timp de un an de zile să adreseze, adică cerere pentru stabilirea indemnizației respective. Adică sunt niște lucruri benefice care noi le salutăm și noi ca funcționari, noi ca angajații Casei Naționale care stabilim prestațiile respective, eram cei care ne loveam cu problemele respective. Iarăși dorim să vă informăm despre posibilitățile, nu știu, ați reușit astăzi, intrând în sediul Casei Teritoriale la noi sau nu, ați văzut, la ghișeu noi practic avem numai 3 funcționari care efectuează deservirea. Poate s-ar părea că e o problemă, dar trebuie să fim conștienți de faptul că criza de lucrători este pe tot locul. Și de aceea, iată, iarăși prin intermediul dumneavoastră vreau să cumva să vă rugăm să transmiteți informația, să utilizăm serviciile electronice. Mai ales, vedeți, Casa Teritorială, mă rog, în afară de indemnizațiile adresate familiilor copii, stabilim și pensiile stabilite în sistemul public de asigurări sociale. Și, mă rog, cu beneficiarii de vârsta a 3 este mai complicat. Adică stabilirea pensiei e un proces de lucru mai vast. Implică carnetele de muncă, perioada de activitate. Dar indemnizația unică la naștere, indemnizația lunară pentru creșterea copilului, e un pic mai simplu. De aceea noi undeva venim cu solicitarea către dumneavoastră ca să utilizăm serviciile electronice, ca să micșorăm numărul vizitatorilor la ghișeile caselor teritoriale. Bineînțeles. Indemnizația unică la naștere copilului. Deci, condițiile de stabilire, dumneavoastră, cred că le cunoașteți. Actele, iarăși s-ar primi, nu știu, parcă n-aș vrea să mă opresc aici, că e un pic sau poate pentru mine, că noi lucrăm zi de zi cu întrebările astea și ne-ar părea că e ceva. Deci așa, pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor, se stabilește indemnizația unică la nașterea copilului. După perfectarea actului de identitate a copilașului, după certificatul de naștere înregistrat la Agenția Servicii Publice, iarăși deseori avem sunete, avem chiar și întrebări la ghișeile noastre, în baza certificatului eliberat de la maternitate, indemnizația unică la naștere și cea lunară nu se stabilește. Adică certificatul de naștere eliberat de către Agenția Servicii Publice, cu atribuirea codului numeric personal, IDNP-ului. Dacă permiteți, indemnizația dată poate fi acordată doar mămicii. Este indemnizația stabilește pe numele mămicii, da. Adică dacă noi ulterior mergem mai departe, indemnizația lunară pentru creșterea copilașului poate solicita atât mămica cât și tăticul, indemnizația unică la naștere stabilește numai pe numele mamei.
Dacă e posibil să spunem suma. Suma e atât aici. Vis-a-vis de modificările efectuate în legislație. Pentru anul 2023 noi avem o creștere la indemnizația respectivă de aproximativ 900 de lei, deja e sub 11.000, 10.932 de lei pentru copiii născuți începând cu 1 ianuarie 2023. Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani. Deci, condițiile de acordare sunt practic aceleași, actele necesare de prezentat la casele teritoriale. Vedeți că iarăși aici s-ar primi că e o problemă. Dacă nu e o problemă, de fapt, așa prevede regulamentele noastre și instrucțiunile de activitate. Dacă depui cererea online de la domiciliu, nu este necesar de prezentat pachetul de documente în copii. Dacă vii la ghișeu, chiar își implică un pic pierdere de timp, în același timp trebuie să prezint și documentele original și respectiv copiile. Buletinul de identitate original și copia părintelui care solicită și, bineînțeles, certificatul de naștere a copilașului, iarăși original și cerere. Ca noutate, iarăși în legislația noastră, începând cu 1 octombrie, de asta cred că cunoașteți toți, lucrul ăsta a fost mediatizat. Statul din sursele bugetului de stat sunt garantate pentru fiecare copilaș până la vârsta de 2 ani o indemnizație suplimentară de 1.000 de lei. Adică cei care sunt angajați în câmpul muncii, în afară noi, acuși ajungem, indemnizația lunară care se stabilește în proporții 30% sau 90% din salariu a persoanei angajate în câmpul muncii, dar în același timp avem persoanele care nu sunt asigurate, adică neangajate în câmpul muncii, indemnizația tot este garantată de către stat până la vârsta de 2 ani, adică suplimentar de cele 740 de lei care sunt prevăzute din sursele bugetului asigurărilor sociale de stat, statul vine cu suportul de 1.000 de lei pentru fiecare copilaș până la vârsta de 2 ani, câte 1.000 de lei suplimentar. Noutatea respectivă este începând cu implementat cu 1 octombrie 2022. Un moment important am vrut să menționez, termenul de adresare. Este foarte important ca să reușim părinții să adreseze timp de 12 luni din data nașterii copilașului. Adică termenul de adresare e 12 luni, nu mai târziu. De altfel, se pierde dreptul de stabilire a indemnizației unice la naștere, 10.932 de lei, dar indemnizația lunară pentru îngrijire se acordă retroactiv 12 luni premergătoare, adică 12 luni în urmă. Sper că am fost înțeles. Indemnizația lunară pentru creșterea copilului conform opțiunilor, asigurată, neasigurată, persoana asigurată sau neasigurată. Deci, iată aici s-ar primi, statul oferă oportunitatea la creștere, la îngrijirea copilașilor, să ia parte orice membru a familiei, în afară de mămică sau tătic, poate inclusiv și bunicii să meargă în concediu pentru îngrijirea copilului de la vârsta de 3 ani sau după solicitarea care, iată aici vreau să menționez, adică varianta clasică, cum era anterior la noi, practic, a fost, eu am să încerc de jos în sus. Deci 30% din venitul lunar asigurat, luat în calcul la stabilirea indemnizației, până la vârsta de 3 ani a copilașului, până la întâlnirea vârstei 3 ani a copilașului. Opțiunea care a fost implementată 2 ani deja, adică până la vârsta de 2 ani și 2 luni era. Procentul de calculare a indemnizației era 60% din venitul salarial. Și respectiv, iată, iarăși o noutate în legislația dată, începând cu 1 octombrie se acordă mămicile sau, mă rog, inclusiv și tații care doresc să-și ia indemnizația pentru creșterea copilașului până la vârsta de
un an de zile, au dreptul la, ori baza de calcul a indemnizației este 90% din salariul care l-a avut persoana asigurată. Deci, iată-și, vedem aici că statul vine prin diferite căi în întâmpinarea tinerilor familii, adică ca să ofere, vă dați seama, s-ar primi că anii la fuga pleacă. Un an de zile nu e atât de mult. Dar, practic, se primește că 90% din salariul pe care îl are persoana primește indemnizația pentru îngrijirea copilului. E un lucru foarte binevenit, eu consider. Actele necesare în cazul depunerii cererii la casa teritorială. Deci, documentele, cum am zis, în cazul când cererea este depusă în format fizic la ghișeul casei teritoriale, documentele sunt necesare de prezentat. Actul de identitate a solicitantului, mămica sau tăticul, certificatul de naștere a copilașului și după caz sunt momente când solicită extrasele de ordine de plecare în concediu pentru îngrijirea copilului. Baza de calcul a indemnizației constituie venitul mediu lunar asigurat ultimele 12 luni premergătoare datei apariției riscului. 12 luni înainte până la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului. Aici trecem la indemnizația paternală. Doamna Adriana a mutat repede. Eu, adică, știți cum, e un moment foarte, foarte frumos, probabil nu întâmplător. Cei care au slide-urile respective, stimați colegi, ele sunt utilizate practic toată Republica în baza campaniei care se petrece. Slide-urile sunt aceleași și eu, vizualizând așa pe ecran slide-urile respective, prezentarea dată, vă spun sincer că mi-a plăcut fotografia asta, ori cazul ăsta, iată, mămica îi spune probabil cât sare spun acolo tăticului. Copilul spune. Copilașul arată tot. Mergem mai departe. Indemnizația paternală. Eu câte ceva momente am vorbit despre indemnizația paternală, dar iarăși vreau să încă o dată să menționez că e un lucru foarte benefic, că ce poate fi mai frumos decât momentul când în casă a apărut un suflet nou, Dumnezeu a binecuvântat familia respectivă cu un copilaș, să acorde posibilitatea asta ca ambii părinți să stai acasă, să se bucure și să participe cumva la creșterea, ori la primele zile de viață a copilașului. Condițiile de stabilire sunt aceleași. De fapt, este important ca tăticul să aibă un stadiu minim de cotizare. Vedeți că noi undeva operăm discriminăm. Da, iată aici cumva vreau să zic, știți cum, noi de fiecare dată ne axăm mai mult pe drepturi, dar trebuie să fim conștienți că avem și niște obligațiuni. Și adică ca să beneficiezi de o indemnizație din sursele bugetului public național, să zicem așa, sunt și niște condiții. Adică nu pur și simplu că au dreptul șomerii inclusiv, dar cei care sunt registrați prin Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dar condițiile sunt că tăticul trebuie să aibă cel puțin 3 ani de stagiu de activitate sau 9 luni, ultimele 24 de luni calendaristice. Chiar așa o formulă. Important este baza de calcul. Baza de calcul respectiv 100% din venitul mediu lunar. Da, mai jos. Cuantumul indemnizației constituie 100% din venitul mediu lunar asigurat al tăticului. Deci, pentru noi ne bucurăm că avem așa, activitate, avem mai multe tipuri de prestații și, bineînțeles, când persoana pleacă de la ghișeul casei teritoriale mulțumit de prestația atât a beneficiarului, dar și suma prestației sociale pe care o urmează să o primească, pe noi ne bucură că facem meseria bine. Un moment era acolo, cel puțin, adică iată, dacă noi ulterior avem pentru gemeni un
tip de indemnizații separate. Aici, în cazul nașterii copiilor gemeni, tripleți, se acordă o singură indemnizație pentru tătică, adică numai 14 zile, nu se dublează zilele după numărul de copii. Deci, prietori, știți cum... Întotdeauna sunt binevenite inițiativele legislative care sunt îndreptate către de a crea oportunități benefice populației, bineînțeles. Indemnizația nouă despre care vorbeam se acordă doar copiilor gemeni născuți sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină. Deci suplimentar de indemnizația unică la naștere, indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, am să zic, deja în dependență de solicitare. Suplimentar este și o indemnizație lunară de suport pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, în cazul gemenilor și a mai mulți copii. Deci, cuantumul indemnizației respective este 50% din suma indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani. Și începând cu 1 octombrie 2022, este de, în sumă de 500 de lei pentru fiecare copil. Aici e mai mică. Până copilul împlinește vârsta de 2 ani. 3 ani. 3 anișoare. Ok, mergem mai departe. Iarăși o poză. Aici cine cui explică? Cred că cel mai important lucru este, uitați-vă, pentru copii, totuși, părinții sunt cei mai mari eroi. Uitați-vă, fetița, cum se uită la tăticu ca la un erou. Toate că tăticu parcă ar părea că e un lucru destul de simplu, tai ceapă sau ce tai acolo. Iarăși, eu m-am străduit repejor mergem asupra prezentării noastre, iarăși ca informații, ca o solicitare pentru noi, dar de fapt, de fiecare dată știți cum ca să obținem, ca să fie ceva corect îndeplinit, toți actorii trebuie să-și îndeplinească obligațiunile și respectiv aici vreau să vorbesc despre faptul fiecare persoană asigurată, care este angajată în câmpul muncii, iarăși noi ne lovim, ca să mă înțelegeți dumneavoastră corect de multe ori, că s-ar primi că vin beneficiarii pentru stabilirea unei prestații sociale și la un moment dat, când s-o ajung ca noi stabilim un drept social garantat de Constituție, persoana afirmă că da, eu am avut un alt venit salarial, ori am lucrat în 2-3 întreprinderi și careva din întreprinderi nu au declarat salariul respectiv. De aceea venim cu solicitarea către dumneavoastră ca este foarte simplu, iarăși s-au simplificat serviciile este electronice, e benefic, mergem spre asta, ne dezvoltăm ca să un pic să evităm din timpul pierdut stat pe la ghișee și iarăși Casa Națională eliberează o parolă de acces la contul curent al persoanei asigurate. Și atunci când avem mai puțin ori mai mult timp liber, ori în momentul când înainte de somn televizorul nu știu ce spune, dar noi mai urmărim telefonul ăsta, ar fi bine să verificăm și starea contului personal de asigurări sociale în baza parolei de acces care o puteți ridica la oficiile casei teritoriale. Adică de multe ori iarăși se primește contul respectiv este solicitat prin întreprinderi, prin instituții la stabilirea buletinului de boală. Adică pentru determinarea stagiului de muncă, ca să fie stabilit corect indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă. Dar nu în ultimul rând, informația respectivă este utilă. Noi mai degrabă sau mai târziu o să urmeze să beneficiem de o prestație socială, de un drept social care e o să fie stabilit și calculat în baza venitului salarial al nostru, care noi avem dreptul și obligația să-l urmărim cumva, ca să fie corect reflectat. Asta e ultimul, doamna Adriana. Așa, ca idee asta, vedeți,
Totuși, solicitarea este ca să utilizăm serviciile electronice prestate de Casa Națională în bucletele care ne-am străduit să le transmitem la fiecare. Sunt inclusiv toate, absolut toate tipurile de servicii electronice și iată, mă uit, doamna Violeta afirmă de afirmativ din cap, că într-adevăr este. Deci, iată și aici, în colocarea noastră cu Direcția Asistență Socială, de multe ori vizitatorii, ori clienții noștri, beneficiarii noștri, pentru stabilirea unor prestații care sunt stabilite prin intermediul Direcției Asistență Socială, este necesară mărimea pensiei. Iarăși, implementarea serviciilor electronice au oferit această posibilitate ca persoana să nu mai fie obligată să vină să stea în rând la casa teritorială, să-și ia certificatul despre mărimea pensiei și după aceea să meargă la Direcția Asistență Socială să stea și acolo. Adică ne străduim ca în activitate să utilizăm totuși și comod până la urmă, serviciile astea electronice. De aceea, nu ezitați și utilizați serviciile electronice. Și cel mai mic ne spune că deja o perioadă de timp. Eu aș vrea, nu știu, eu m-am străduit un pic poate și emoții am avut pe alocuri, dar sper că informația am transmis-o aproximativ toată. Mai puțin, nu știu, la capitolul, iată, stau acum și încerc să-mi amintesc despre momentul solicitării indemnizației de maternitate de către unul dintre soți. Poate ori aici, poate eu ceva am omis. Nu era? Maternitate deja la drept omului, nu știu, dar tot în cadrul Casei Naționale. Deci, lucru cel mai, pentru, iarăși pentru noi, ca noutate, și foarte benefic. Iarăși era întotdeauna, am de multe ori în contradicții cu beneficiarii. Credeți că legea, până la urmă, noi trebuie să o respectăm și dacă prevede așa, prevede așa și trebuie respectată. Dar în același timp, legea, în dependență de solicitările venite din teritoriu, dar să fie respectate și drepturile și obligațiunile cetățeanului, poate să fie modificată. Păi iarăși, uitați-vă aici, legislația a fost modificată și dacă de multe ori se întâmpla așa, mai ales în instituțiile publice, unde salariile sunt ca la stat, cum se zice la noi, salariile sunt mai mici, dar soțul este angajat undeva într-o companie privată și are un venit mai atractiv, s-a intervenit și s-a venit cu posibilitatea ca mămica, fără ca să se elibereze din câmpul muncii, adică tăticului să decidă faptul ăsta, unul din părinți, unde să ia indemnizația de maternitate. Cele 126 de zile care se acordă până la nașterea copilașului. Dacă până acum era strict prevăzut, ele merg, se stabileau ca soția aflată la întreținerea soțului asigurat, dar era condiția persoana ca mămica să fie eliberată din câmpul muncii, acum, fără să fie eliberată din câmpul muncii, indemnizația respectivă. Asta de la 1 martie. Anul ăsta, da? Nu vă încadrați dumneavoastră. 2023. Noi... O situație, eu îmi cer scuze. Da. Deci, soția angajată s-a concediat. Persoana responsabilă nu a prezentat darea de seamă că persoana e concediată. Policlinica refuză să-i dea pe soț, transmite datele pe soție, da, cu salariu mic, dar ea de fapt era concediată. Aici bănuiesc eu, este o problemă de raportare. Întreprinderea, poftim? Aici deja doi factori au greșit. Și angajatorul, și instituția. Dacă depune cerere de revizuire a indemnizației. Da, dar deja a fost aprobată decizia de recalcul. Da. Conform legii, recalcul nu se face la indemnizate de maternitate, dar se primește că nu a greșit instituția medicală. Instituția medicală nu are cum să greșească. Am înțeles, da. Bine. A fost stabilit așa inițial. Noi putem să verificăm. Da?
Noi calculăm în baza o informațiilor care survin la noi în sistem, respectiv și informațiile prezentate de către angajator și informațiile prezentate de a fost din concediu medical în altul, din concediu din îngrijire în alt concediu. Da. Programa s-a schimbat, persoana care a căutat-o în baza de date nici n-a găsit-o contabilul și respectiv nici nu a prezentat dare de seamă. Adică că deja de la... Noi am putea să verificăm cazul separat, să vedem, cum a menționat doamna Adriana, indemnizațiile nu se recalculează, dar cel puțin să fim, să fim siguri că stabilirea a fost corectă, da, 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 procedura a fost respectată. Vă rugăm alte întrebări. Da, vă rog, domnule. Dați că ați depresit în soluție, uitați în direcția asta. Onorată asistență, eu reprezint Oficiul Teritorial Chișinău Cancelarii de Stat, deci oficiile teritoriale sunt conduse de către reprezentanții Guvernului în teritoriu. Și noi, lunar, convocăm în ședință șefii serviciilor publice disconcentrate ale autorităților administrației publice centrale. Că suntem așa o punte de legătură dintre administrația publică locală, legile publice disconcentrate și administrația publică centrală. Ce vreau să vă spun că noutățile care astăzi le-a prezentat domnul Mihai, care operate la legislația în vigoare, ele tot vin de la necesitățile care apar la cererile dumneavoastră care zi la zi veniți la un ghișeu, la casa teritorială sau la alte instituții publică. Și de asta vreau să vă spun, de exemplu, Casa Națională, în cazul municipiului Chișinău, nu vin toți șefii de direcții, de case teritoriale, vine reprezentantul Casei Naționale, care reprezintă pe toți cinci directori și necesitățile sau doleanțele care dumneavoastră le spuneți aici la ghișeu, sunt transmise către noi. Noi, la rândul nostru, le transmitem conducerii Cancelarii de Stat și, ca să înțelegeți că o, da, poate anevoioasă birocrație de modificare sau de completare a unui cadru a unei legi, dar totodată e simplu ca mesajul cu ce se întâlnește cetățeanul zi la zi să fie transmis ca într-o zi mai aproape să se materializeze într-o modificare, într-un act legislativ ca să fie beneficiari toți cetățenii, iată, în cazul respectiv, cele de îngrijirea copiilor și care s-a prezentat astăzi modificarea respectivă. În rest, vă zic, suntem deschiși pentru colaborare. Vedeți, dumneavoastră, direcția asistența socială, cu pretura la fel lucrăm, cu toate preturile. Este o problemă care o considerați că trebuie abordată la nivel mai superior, care voi nu puteți soluționa la nivel local, vă rog, transmiteți-o prin conducători, transmiteți-o prin reprezentanții serviciilor publice concentrate, aceasta va fi transmisă mai departe și se va materializa într-o modificare, cum am zis, a unui regulament, a unui ordin, care uneori sunt documente și mai învechite, care trebuie ajustate zilele de azi. Asta mulțumesc frumos de oportunitatea de a participa în cadrul proiectului, promovarea proiectului ăsta. Să știți că reprezentanții Guvernului în teritoriu, în toate, sunt 10 reprezentanți Guvernului în teritoriu, toți sunt antrenați în acțiunea de promovare a proiectului ăsta în toată țara și prin intermediul nostru, deci vrem să la fel să cunoaștem despre doleanțele, despre propunerile, ideile care considerați de cuvință că este necesar de modificat ceva care poate e împetrit în timp. Și trebuie să-l ajustăm la secolul, la cerința de secolul 21. Mulțumesc. Sănătate. Așa este, domnul Eduard. Iată, în momentul ăsta cu modificarea cadrului legal vis-a-vis de oportunitatea ca mamica să nu fie eliberată din serviciu, ca tăticul să poată beneficia de indemnizația respectivă, asta în timp s-a identificat problema asta, că era practic o lacună în legislație. Până la urmă, pentru ce să fie lezat unul din părinte în dreptul respectiv? Dacă oricum
statul vine cu intenția ca să fie indemnizația calculată corect. Și asta este. Și o clipă numai, să-l completez pe domnul Mihai și cele spuse de dumnealui, ne întoarcem la salariile în plic. Deci, cu toții ne întâlnim cu problema când ajungem la stabilirea unei indemnizații, ne aducem aminte de statul ISTA, dar nu de problema că jumate de salariul primeam în plic, dar jumătate era oficial. Și respectiv, indemnizația se calculează din ceea ce este oficial. Și colegii noștri de la Inspecția Teritorială a Muncii, la fel, au multe, să spunem așa, petiții, cereri, dar ele vin cu regret întârziat atunci când problema, omul deja s-a întâlnit cu problema, să încep chestiuni de judecat și așa mai departe. Da, cum a spus și domnul Mihai, privatul, patronul urmărește scopul și asta e normal, să urmărească scopul de a obține cât mai mult venit, dar să fie onest și să declare toate veniturile dumneavoastră pe care vă le oferă. Ca respectiv dumneavoastră să beneficiați de toate drepturile sociale pe care le vă garantează legislația națională. Am o întrebare referitor la... A fost o modificare de lege aprobată în a doua lectură de guvern în decembrie referitor că mama ar putea să activeze până 36 de săptămâni. Da, este. Este tot de la 1 martie? Da, tot la 1 martie. Adică dacă mama este în concediu de maternitate până la 1 martie, nu poate să activeze. Sau dacă decide să activeze, rămâne fără indemnizație. Da, până la 1 martie programa verifică activitatea pe perioada concediului de maternitate. Dar referitor la modificările este. Începând cu 1 martie, mama, de obicei, concediul de maternitate se începe la 30 de săptămâni. Se permite 36 de săptămâni să activeze cu acordul medicului. Dacă medicul de acord, înseamnă că mama poate să activeze încă de 6 săptămâni. Până acum era făcut schema să suprapune perioada de activitate cu concediu de maternitate. Dacă perioada concediu de maternitate persoana activa, înseamnă să plătești salariul, nu să plătești indemnizația de maternitate. Acum s-a modificat legea. Asta tot de la 1 martie. Dacă mama vrea de 20 februarie face 30 de săptămâni, perioada când concediul maternitate, perioada când se începe concediul maternitate, atunci dacă el se începe în martie, da. Se mi-a găsit pe 1 martie, certificatul medical, asta e tot. Și tot de la 1 martie. Cu medicul. Tot la 1 martie este posibilitatea să se calculeze indemnizația de maternitate baza sau a salariului soțului sau a salariului soției. La cine salariul este mai mare, baza la cealaltă se calculează indemnizația de maternitate. Dacă decide ca soțul să iei concediu de îngrijire a copilului, el are drept să se întoarcă la muncă. Sigur, este și necesar. Care este termenul? Până două zile. Când scrie cererea din îngrijirea copilului la naștere sau după ce spune s-a concediu de maternitate de 126 de zile? În dependență, stați un pic, dumneavoastră, ca să ne încurcați. Maternitatea, doar mama poate să o obțină, dar dacă ea nu este asigurată, o poate obține la întreținerea soțului. Soțul poate... Păi ei s-a spus că din 1 martie deja poate să fie pe ani. Dumneavoastră, dacă vă referiți până la 1 martie sau până la 1 martie, faptul că tăticul poate să-și iei indemnizația lunară de creștere a copilului, în baza ordinului de la serviciu, poate să depună cererea timp de 12 luni de la nașterea copilului. Adică de la naștere copilului poate să obțină indemnizația dată. Nu ca să expire acele 126 de zile. Și poate să întoarcă și la mama muncă dacă este posibilitatea după concediu de maternitate. După 126 de zile. Păi, dar el se ia ori pe soț, ori pe soție. Nu, după 126 de zile. După 126 de zile. Poate să întoarcă dacă are cine lăsa copilul. Da, da, da. Să bunica. Dar de la 100 când expiră 126 de zile. Când expiră. Nu e dezlată. Situații diferite. Deci dacă concediul de maternitate de la 1 martie, se înțeleg că deja o să fie în vigoare. Poate, cred că nu o să fie vreodată, fiindcă programul trebuie să modifice și să
adaptează la noi modificări. Oricum, noi termen de examinare a cererii avem termen de 30 de zile. Să vă asigur. Dacă îmi permiteți, așa, subiectiv, foarte multă lume venită, probabil, din raioane și la moment locuiesc în Chișinău, noi nu avem și nu suntem conectați la baza de date a Agenției Servicii Publice. Respectiv, odată ce chiar v-ați modificat adresa în municipiu, dintr un sector, în alt sector, la noi sistema nu vede aici, opțiunea dată. Așa că vă îndemnăm, dacă aveți la dumneavoastră buletine și știți, buletin de identitate, știți că ați avut o viză de domiciliu în raion, vă apropiați la ghișeu, modificăm adresa ca indemnizațiile sau prestațiile care vi se vor oferi să fie calculate în sectorul unde la moment vă aflați. Și tot dacă vă apropiați la ghișeu, puteți obține și parola dată. În maxim 2-3 minute, ea este înmânată ca să puteți vizualiza venitul dumneavoastră care este declarat de către angajatori. Alte întrebări? În principiu, știți cum, de regulă, întrebările apar pe parcurs. Cred că este și firesc. Vreau să vă zic că specialiștii caselor teritoriale, noi suntem la dispoziția dumneavoastră. Maximal, inclusiv și pe telefoane, oferim consultații. Pe lângă telefoanele care sunt fizic conectate în casele teritoriale unde lucrăm noi, nemijlocit, în cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale funcționează centru de apel pe tipuri de prestații separate, inclusiv indemnizațiile adresate familiilor și copii, deci se poate de beneficiar de informații utile. Mulțumim! Mulțumim frumos! Cu mare drag că v-am avut oaspeți astăzi. Scuze, dar modificările sunt oficial pe site-ul dumneavoastră de la 1 martie. Modificările nu erau astăzi. Legea 353 din 2002. Ajustările respective, ele urmează să fie efectuate. Acum ați fac modificări din 2002. Mulțumim frumos!